fi până la urmă deficitul pe anul acesta și care va fi pe cel pe anul viitor prognozat? Pe anul acesta, rectificarea bugetară merge cu estimarea de deficit de 4,3% din PIB. Nu vă ascund că am câteva măsuri pe care le voi implementa și sper să-mi aducă câteva venit la buget ca să pot să reduc deficitul spre 4%. Optim ar fi să fie sub 4%, dar vom vedea. Pentru anul viitor, eu, așa cum am spus, întotdeauna vreau să țintesc 3%. Deci asta este obiectivul meu, să mergem spre 3%. Nu cred că este posibil, dar vom fi aproape cu deficitul. Bugetul care o să vină o să aibă o țintă de deficit aproape de 3%, dar va fi mai mare. Cât de aproape? Cât de aproape este posibil, dar respectând și legea pensiilor și legea salariilor. 3,5? Cam pe acolo, cred. 3,5 este o țintă pentru anul viitor realistă? Da, o țintă realistă. Inclusiv. Și va fi estimarea pe care o veți pune în proiectul de buget? Asta este ceea ce cred eu acum, vom vedea că după ce ne uităm, dar este ceea ce eu cred că este fezabil, uitându-mă și la evoluția economiei, dar și la legislația vigoare. Bun, și atunci, practic, bugetul va fi construit pe această estimare de deficit 3,5? Spre asta ne îndreptăm. PSD vă acuză că 0,7% din deficit este datorat sau cauzat de plata a 2 miliarde de euro parcă pentru rachetele americane, care ar fi putut fi amânată această plată pentru anul viitor. Este adevărat că PSD și prin asta mie mi se pare că prezintă din nou interesele dușmanilor României. Să vii să ne acuzi că vrem să ne ținem de contracte pe care le avem cu partenerii noștri strategici, cu NATO, este, eu cred că aici trebuie să fim mai atenți și să vorbim cu ei, dar e clar în ce direcție merg oamenii aceștia. Eu în primele zile am și ieșit din acea bancă rusească la nivel de ministru, deci relațiile vor fi din ce în ce mai bune cu partenerii strategici NATO și Uniunea Europeană și vor fi în relații normale cu partenerii lor strategici, Rusia, China și alți dictatori. Ce se întâmplă cu împrumuturile pentru anul viitor? Vor fi mai mari decât cele din acest an? Ce pot să vă spun este că vom avea o strategie de a ne împrumuta mai ieftin. Până la urmă asta este strategia. Anul acesta vom avea o economisire de aproape 6 milioane de lei la împrumuturi. Anul viitor, nu știu care este, vom vedea care este programul de împrumuturi, dar vom face în așa fel încât să ne împrumutăm la costuri cât mai mici. Dar pentru a ține deficitul la cea ținte de 3,5% nu avem nevoie de aceste împrumuturi? Ba da, dar sunt și fonduri europene, am vorbit cu ministrul fondurilor europene și anul viitor vom avea o absorție mai bună decât anul acesta. În privința rectificării bugetare, în privința bugetului pe anul viitor, ați luat în calcul, odată cu creșterea salariului minim despre care se discută în aceste zile și creșterea punctului de pensie și a punctului de amendă? V-am spus că se fac pe legislația în vigoare și da, nu se mai panică. Deci pensiile, salarii, tot ce este în vigoare, legislație, va fi respectat pentru legea bugetului de anul viitor. Bineînțeles că va trebui să venim cu măsuri compensatorii. Și atunci veți vedea, atunci la legea bugetului, voi prezenta un set de măsuri compensatorii. Când va veni în Parlament și când ar trebui adoptat? Curând, anul acesta va fi adoptat bugetul pentru anul 2020 acesta? Am garantat. În două săptămâni veniți cu bugetul în Parlament? Cam așa. Cam inclusiv plata pentru PNDL 2? De 3. Anul acesta plătim facturile, repet, dacă nu plătești facturile, mie mi se pare că este mizerabil să ai o execuție dezastruoasă și să arunci costul asupra companiilor private și asupra cetățenilor, să nu plătești concediile medicale, deși oamenii au plătit contribuții, să nu plătești facturi, deși au făcut lucrările, să nu plătești indemnizarea, bani în buget pentru indemnizații pentru copii, pentru mămici și așa mai departe. Asta este un mod mizerabil de a ascunde deficitul. Nu, ceea ce vă arătăm acum este situația reală și așa pentru piețe, politica fiscală în România nu va mai fi o sursă de volatilitate pentru nimeni, transparență și predictibilitate. Ce faceți cu dividendele companiilor de stat? Legislația spune că trebuie să le luăm. Mulțumesc mult. Ar putea să apară taxe? Ce ar trebui? Ar putea să apară taxe? Niciodată. În mandatul meu nu vor apăra taxe noi. Ce măsuri compensatorii? Ce ar putea fi? Am spus că măsurile compensatorii vor fi prezentate în partid și apoi colegii de la PSD noi, și apoi le vom prezenta și în Parlament. Cei de la PSD vă acuză că ați dat bani la rectificare serviciilor secrete și nu ați dat bani, spre exemplu, Ministerului Educației, unde s-au tăiat anumite sume. Am văzut tema aceea de la PSD. Este clar, vor să ca Securitatea Națională să fie subminată. Nu se va întâmpla așa ceva în acest mandat. Știu, au lucrat pentru partenerii noștri care nu sunt foarte interesați de Securitatea Națională. Noi nu vom face asta. Mulțumesc mult de tot.